Iepurașul, așa e, vine iepurașul. Mamă, la toate fetițele. Cred că cel mai frumos cadou pe care tu îl ai și pe care ți l-a dat Doamne, e mami. Ia uite, ia acolo. Ce cadou! Mami, Ana a luat-o de mică pe drumul ăsta al oamenilor care nu văd. În casă nu mutați lucrurile, mi-ați povestit? Nu. De ce nu le mutați? Rămân la fel pentru că ea este învățată cu ele și dacă le-am muta, s-ar lovi, s-ar rătăci cumva. La început mi-a fost frică să vin cu cel mic acasă. Pentru început, da, s-au apropiat și sunt foarte apropiat, să iubesc, să joacă, mai ales cel mic, duce foarte mult dorul cât ea este la școală. Tot timpul întreabă de ea, vorbesc la telefon și când se găsesc, e dezastru. La început, când am încercat noi să vorbim, să-i spunem că o să vină un frățior sau o surioară, nu vroia să audă. La fel, aveam încă un ieduț și aveam undeva în camera din spate de aici, centrala. Lua fețe de pernă, de masă din casă și făcea culcuș acolo, lângă centrală, să doarmă bebelușul lângă Tudorache, lângă ied. Eu trebuie să stau toată ziua după el. Când trebuie să se cocoațe, să... Se ascunde pe acolo. Găsește o gaură pe acolo, unde să între perdea și perete și intră acolo. Îl găsesc. Intră și eu după el. Intră și eu. Miruna este un copil frumos din toate punctele de vedere. E o fetiță inteligentă. Ar spune că e un copil frumos, are acea puritate pe care ne-o dorim să aibă fiecare copil din lume. Nu prea le simt bine, nu prea le văd bine și o să le simt bine că sunt prea mici. Îmi place să scriu, să citesc. Florile, nu le văd. Le văd. O culoare frumoasă, da? Asta putem să răspundem noi. De multe ori ne întreabă, eu de ce mă pot să văd și eu mă odată, mă să scap de problema asta, mă, că atât de mult sufăr că nu pot să mă joc și eu cu copiii la fel. Ce-mi doresc? Mai mult îmi doresc ca să mă fac bine la ochi. Gata, să că văd și pe el, gata! Prima dată vreau să-i văd pe mami și pe tati și pe fratele meu. Cum te gândești tu că arată mami? Frumoasă. Așa, mami, frumoasă, foarte frumoasă. Ce înseamnă acest aplauze? Wow. Înseamnă că mama ta chiar e frumoasă, pentru că... Mama chiar e frumoasă. O vede. Cred că ai cea mai frumoasă mamă din lume. Așa este, o mamă foarte frumoasă. Și mi-a mai spus ceva, că vrei ca tati să capete ce fel de lucrare? Nu știu ce fel de lucrare, dar... Mai este o lucrare mare, că vrei tati... Adică să plece pe undeva și să strângă mulți bani. Să strângă bănuți. Să prindă tati o lucrare mare. Mami, există șanse ca Ana să vadă? Da, într-o proporție nu foarte mare, dar... Să vadă cât de cât? Da, da. Cât ar costa operația finală, cum ar veni? Noi am trimis un raport medical. Nu? Unde l-ați trimis? În Belgia, în unde Belgia a fost operată. Așa? Așteptăm să primim răspunsul. Și aproximativ cât ar costa? Probabil tot ceva asemănător de prima operație, cam în jur de 10.000 de euro. Ca Ana să o vadă pe mami. Așa frumoasă cum a spus că și-o imaginează. Ana, vreau să te rog să rămâi un minuțel aici, nu mai mult. Un minuțel, mă întorc imediat, să nu te miști. Promitem că nu te miști, da? Da. Stai acolo, vin imediat. Să nu te miști, Ana, da? Da. Mami,
Ana. Da. Știi ce poate să fie asta? Ce? Ai idee? Da. Ce poate să fie asta? Un diamantan. Oh, un diamantan. Că, mama, Ana. Da. Ana. Da. Diamantanul e pentru mami. Diamantanul e pentru mami. Vreau să-i mulțumesc public domnului Gigi Becali. Aveți banii, plecați în Belgia. Mami a adunat banii mergând din biserică în biserică. Doamne ajută! Să luăm geamantanul și să mergem. Pe aici, pe aici. Mulțumesc, mami!